Prin ei Dumnezeu a făcut vindecări, minuni, eliberări. Prin ei Dumnezeu a dus vestea învierii lui Iisus miilor de oameni, celor defavorizați, puternici, proscriși sau celor aflați la conducerea societății. Prin ei Dumnezeu a schimbat lumea. Cartea Faptele Apostolilor ne prezintă istoria bisericii ce a adus transformare în jurul ei. Puterea lui Dumnezeu de a transforma oameni este și astăzi activă. E momentul tău să fii transformat și folosit de Dumnezeu. Vieți transformate. O nouă serie de mesaje din 26 ianuarie, ora 18.